Salutare, dragi prieteni! Am revenit și eu. Și ce să mai zic, mai un pic vine Moș Nicolae. Wow! Da. Și ce să vă zic? Aștept cadouri multe, rău de tot. Deci trebuie să fac listă. Da, prieteni, o să fac listă împreună cu voi, dar nu o să vă spun ce. Că o să vadă moșul, nu-i așa? Și așa că nu vreau. Vreau să știe direct de pe listă, să o citească el. Nu o să ghicească, să știe de pe YouTube. Doar o să vă zic că o să fac listă și o să vedeți la mine cum scriu. Nu-i așa? Ca să fie mai interesant. Și pentru voi, oare ce am luat? Și pentru moșul, și pentru toți, și pentru părinți? Da, măi prieteni, oricum trebuie să fac și eu cadouri, adică moșul. Da. Dar mi-aștept să vină Moș Nicolae și Moș Crăciun. Și o trebuie, adică moșul trebuie să vină la mine să îmi dea niște cadouri pentru Eric, pentru Vlad, pentru David, pentru mami, pentru tati, pentru Miha, pentru toți. Pentru bunica, mândra, banca, toți. O să vină Moș Nicolae și la mine să lasă cadou, să lase cadouri, dar să vină și la părinți să lase cadouri la copii. Dar oare părinții știu că au fost și ei cuminți și bunicii și că Moș Nicolae s-au gândit și la ei? Oare ei știu? Doamne, hai să mergem la bunici să-i întrebăm. Am revenit! Sunt cu camera. Și Moș Nicolae, o să trebuiască să vă lase și vouă cadouri. Da? Că anul ăsta ați fost cu mine, și bunicii, și părinții, și toți. Dar voi... Dar voi știți? Că trebuie să vă aducă și vouă Moș Nicolae cadouri, că ați fost cu mine, oare voi știți? Ne aduce și nouă. Da, dar doar vă zic că vă aduce. Dar nu vă zic ce. Păi surpriză, nu? Păi da, acum Moș Nicolae vine și la copii un pic mai mari să le lase cadouri pentru mămici, pentru tătiși, pentru bunici. Trebuie, nu? Da. Păi și la mine o să vină Moș Nicolae cu cadouri pentru Vlad, pentru Eric, pentru mama, tata, pentru Mihaela, pentru David, pentru bunici, pentru tine, bunicu, și la bunica Anga și la Leo. Te duci tu cadouri? Păi vine Moș Nicolae și lasă la mine. Mă lasă la mine, Moș Nicolae. Și le duci cadourile, ce lasă Moș Nicolae. Da, dar să vină și Moș Crăciun. Dar să vedem dacă Moș Crăciun va aduce. Da? Mi-e sigur aduce. Aduce, cum trebuie să ne... Cum să ne aducă? Aduce și Moș Nicolae și Moș Crăciun. Da. Dacă suntem cu minți. Da. Da? Prieteni, vreau să vă arăt. Ce i-am pus bunica pe telefon? Ne dăm coa. Ce mi-ai pus? Ia să văd și eu. Mi-ai pus pe furiș? Pe mine. Mai, ce poză faină. Bine, ia, mi-a zis, pune și mie o poză cu tine pe telefon, că avea un fundal, nu știu. Zi. Când este dor de tine, mă uit pe poză. Doamne, foto mea scumpă. I-am dat și numărul meu, că i-am sunat pe Facebook, că n-avea numărul meu și l-am dat acum. Da, măi, prieteni, nici eu nu mai am internet, cred că de vreo câteva săptămâni. Și trebuie să mă... aici avem camerele, scuzați. Și cred că trebuie să mă duc să-mi... reîncarc cartela, nu știu, nu iau cartela, pentru că are și bunicul cartela cumpărată și nu vreau să îmi bag altă dată, deși zice, pentru că am o problemă. Mi-am pus comandă pe Shein de 400 de lei, dar nu vreau să vă zic ce, pentru că o să fac un haul. Dar de 400 de lei, să știți că mi-am pus 13 articole. Am pus și pentru mința ceva, dar i-a auzit toate Moș Nicolae, că mi-a zis Moș Nicolae să-i pun. Și, da. Și cred că eu chiar merită, măi, prieteni, 400 de lei, 13 articole. Mamă, odată când am pus 1 milioane de la taică, mi-am 12 articole, dar acum 4 milioane, 13 articole. E destul de ieftin pe Shein, să știi, și au băgat și firme, chiar vă recomand. E așa, bunico, că și tu ai luat pentru Aian, pentru toți. Da, bă, așa e. Eu m-am făcut pe așa model, dar mi s-a stricat. Și ceva. O să spunem, o să spună Moș Nicolae. Mamă, mi s-a stricat porcul, făcut și așa cum. Mamă, știi ce ghete frumoase sunt, că și-a luat Irina, am văzut azi noapte când am mers acolo la ea. Mamă, și sunt așa negre, frumoase și au așa pietre pe ele, sunt pline cu pietre. Știi ce vreau să-mi iau și eu. Vreau
Vreau perete de ghete, să fie așa cu talpă din trebuie. Da, dar eu trebuie să-mi iau neapărat ghete, pentru că o să vină moș Nicolae să-mi pună ceva în ghete. Da? Trebuie să-mi iau chiar dacă nu le pot. Adidas și ăștia și Jordan, îi zici că sunt un pic am ghete, nu știu, dar nu, o să-mi cumpăr ghete. Pentru că așa și... Noi așa facem noi. Orice an, punem ghete. Noi, le curățăm, le facem. O să-i cumpărăm și loaian. Mi-am și o pereche de ghete să-mi aleg de pe internet să vedeți. Care îmi place, care da. Vreau să găsesc de la cu talpă din trec. După cum ați auzit, bunica vrea ghete. O să mă duc la ea dincolo și o să întreb de care ghete vrea, poate ea duce moș Nicolae și ghete. De unde să știm? Și după aia vreau să vă arăt și câteva etichete de la Jumbo, când am luat atunci rechizitele cu Ana, nu? Am luat câteva etichete care sunt negre și au fiecare câte o carioca albă care poți scrie. Cum știți, iarăși plictiseală. Nu știu ce să fac, mie mă plimb pe aici prin cameră, după aia la mine sus, după aia la bunica trebuie să mă duc după aia să fac chiostanul și să mă pun la somn. Să mă culc și mie să mă trezesc să mă duc la școală. Da, mai prieteni. Cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați și să dați un mare like. Da, mai bunicu, și ai zis că vrei să-ți iei ghete de care? De alea cu talpă. Da, unde? Cu talpă din tregul, să fie ușoare, să fie... Cum îmi place mie, că eu stau toată ziua în picioare și să nu mă deranjează, știi? Da. Asta mi-e. Ei, prieteni, vreau să vă arăt niște etichete de la Jumbo, care mi le-am luat atunci cu noi, știți că am venit ele. Și să vă arăt. Mamă, deci sunt superbe. Hai să-mi scriu numele. Scriu și casa. Iată, am scris așa și uitați, vedeți? Alina Maria Mihai, că s-a păstrat. Îmi plac, sunt tari. Le bag înapoi. Da, și nu înțeleg, prima dată când am luat nu scriau, dar am mai scris eu cu el și văd că acum scriu. Era și de noi. Am luat înapoi. Fac și cadouca. Hai, toți. Bine, aici să pec. Să mai mâncă una. Am aici și asta sunt una. Nu știu de unde sunt. Oricum am multe. Am luat multe, știi, sunt câte două în ele. Am luat așa. Să vă spun câte... Am luat trei. Și sunt câte două în ele, deci. Sunt două, patru, șase. Și sunt... Am luat șase și au câte din astea, au câte opt. Sunt opt și cu opt. Multe. Nu, nici nu mai spun câte sunt, că n-am nici ce să fac cu ele. Că n-am astea manuale. Aici, când n-am eu mai toate. Prieteni, ce să mai facem pe bune? Eu plictiseară mare. Dar eu abia aștept să vină moșul Nicolae și moș Crăciun. Bine, acum a zis-o moș Nicolae, pentru că mai e aproape să vină. Mai repede, dar să vină și moș Crăciun, mamă. Moș Crăciun abia aștept. Știți că anul trecut mi-a dus jucării. De vreo șoc, mă, jucării ce are. Da. Prin casă, în casă e căldură când ieșim afară, nu mai putem. Ne facem gheață, ne facem ciurusuri. Aici mi-a dat zăpadă așa un pic. Dau să-ți.
de frig. Da, nu știu ce să mai zic, mai prieteni. Eu sunt acesta. Am acest pahar, că mi l-a tata din pe col. Când m-am dus eu și cu Dani și cu Hela, se îmbrăcă de școală, deci e tare rișit, am pe negru, deci sunt foarte tare, așa luminoase. Nu știu, îmi place tare. Mult. Știu, mai am aici. Nici nu știu ce să mai fac. Nu am ce. Cred că mă duc sus să-mi iau câteva păpuși să mă joc. Da. Mai prieteni, cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați și să dați un mare, mare like.